Bună ziua, ne aflăm în final de campanie de recoltat porumb. Avem în parcela respectivă hibrizi de la compania Monsanto. Este vorba despre de calb 4717. Avem densități cuprinse între 102.000 și 110.000 de plante semănate. Producțiile pentru anul acesta sunt satisfăcătoare, mai mult decât satisfăcătoare. Vorbim despre o producție medie până în momentul de față de peste 15 tone boabe la hectar, cu umidități cuprinse între 13 și 15%. Am avut în testare și al doilea an, pentru al doilea an, și hibridul 51-41, care din nou a fost peste media fermei, cu aproximativ o tonă. După cum vă spuneam și în primăvară, tehnologia este una intensivă, vorbim atât despre densități, fertilizare, cât și despre irigat. Anul următor vom miza tot pe acești hibrizi de la compania Monsanto și avem și câteva mici modificări de făcut pentru a ridica un pic producția.